Bine ați revenit! În cursul precedent am vorbit despre starea lichidă, iar azi voi vorbi despre starea solidă și voi spune și câteva cuvinte despre plasmă. Vreau să vă spun de la început că fizica stării solide stă la baza progresului tehnic de azi în multe domenii, de pildă în cel al circuitelor integrate, adică al inteligenței artificiale, al laserelor, al supraconductibilității și multe altele. După cum ați văzut în cursul precedent, stările de agregare cu care ne întâlnim în viața de toate zilele pot fi înțelese cu ajutorul structurilor și cu ajutorul felului în care se pot mișca particulele care le alcătuiesc. Particulele pot să fie molecule, atomi sau ioni. Avem astfel starea gazoasă, în care avem dezordine, iar particulele pot avea mișcări de translație și de rotație. Avem starea lichidă în care avem ordine la mică distanță și putem avea atât mișcări de translație, cât și de rotație, cât și de vibrație. Și avem starea solidă în care avem ordine la mare distanță, iar particulele pot avea doar mișcări de vibrație. Solidele pot avea o rețea cristalină, deci avem, așa cum am spus, ordine la mare distanță, dar pot să fie și amorfe, voi reveni la această observație. Structura cristalină este caracterizată de ordine, avem o structură ordonată de particule în spațiu, organizată în ceea ce se numește rețea cristalină. Iar o rețea cristalină este definită de un grup de particule care se repetă și numim acest grup de particule celulă elementară. Aici puteți vedea o astfel de celulă elementară. Ele pot fi de diferite forme, cubice, hexagonale, cu fețe centrate, cu volum centrat și așa mai departe. Ceea ce vedeți în desen este rețeaua cristalină a sării de bucătărie, clorura de sodiu. Ea este cubică cu fețe centrate. Partea fizicii care se ocupă cu studiul cristalelor se numește cristalografie. Dacă corpul solid este alcătuit dintr-un singur cristal, avem un monocristal. Avem o structură monocristalină, de pildă diamantele. Dacă avem multe cristale, atunci avem o structură policristalină și cele mai multe corpuri solide au astfel de structură. În funcție de natura particulelor care formează rețeaua cristalină, putem avea cristale ionice sau metale sau cristale covalente. Cristalele ionice se formează atunci când reacționează un metal cu un nemetal și când avem un schimb de electroni între metal și nemetal. Atomii de metal cedează electroni și devin ioni pozitivi, în timp ce atomii de nemetal acceptă acești electroni și devin ioni negativi și acești ioni se aranjează frumos într-o rețea cristalină alternativ, pozitiv-negativ, pozitiv-negativ și fiecare ion de un anumit semn are în jurul lui ioni de semn contrar. Deci vecinii lui cei mai apropiați, vecinii de gradul 1, sunt ioni de semn contrar. Un exemplu de astfel de rețea cristalină este clorura de sodiu. Ionii mari pe care îi vedeți sunt ionii negativi, ionii de clor, iar ionii mici sunt ionii pozitivi, ionii de sodiu. Apoi avem metale. Legătura metalică este o legătură specială pentru că în nodurile rețelei cristaline avem doar ioni pozitivi. Cum de nu se resping acești ioni, ceea ce ar duce la distrugerea rețelei cristaline? Pentru că printre ei se mișcă liber în toată masa metalului electronii pe care acești atomi de metal i-au cedat pentru a deveni ioni pozitivi. Acești electroni sunt puși în comun de toți atomii din rețeaua metalică, de toți ionii din rețeaua metalică, pentru că acum sunt ioni, și, așa cum am spus, se pot deplasa liber prin toată masa metalului, ceea ce duce la conductibilitatea termică și electrică a metalelor.
Forțele care asigură stabilitatea rețelei metalice sunt deci forțele dintre ionii pozitivi, care sunt fixi, formează nodurile rețelei cristaline, și electronii care se mișcă liberi prin rețeaua cristalină, însă o explicație completă a stabilității structurii metalice poate fi dată doar cu ajutorul fizicii cuantice. Și avem apoi, așa cum am spus, cristale covalente. Aici avem atomi care se leagă între ei prin forțe covalente, prin legături chimice covalente, care înseamnă doi electroni puși în comun, orbitali de legătură. De pildă, diamantul sau grafitul, în care avem atomi de carbon. Diferența este că tipul de rețea cristalină în diamant este cubică, în timp ce în grafit avem o rețea cristalină plană cu o structură hexagonală. Deci, din punct de vedere al compoziției chimice, diamantul și grafitul sunt același lucru, carbon. Ca să vedeți cât de mult sunt determinate proprietățile unui solid de rețeaua lui cristalină. Mai trebuie spus că mișcarea de vibrație a unei particule dintr-o rețea cristalină nu este independentă de mișcările de vibrație ale vecinilor ei. În această animație puteți vedea câteva tipuri de mișcări de vibrație pe o anumită direcție pe care le pot avea particulele dintr-o rețea cristalină și vă rog să observați că ceea ce se întâmplă de fapt este propagarea unei unde prin rețeaua cristalină. În corpurile solide amorfe, particulele care alcătuiesc corpul solid nu formează o rețea cristalină. Sunt dispuse dezordonat, exact ca într-un lichid. Diferența este că forțele care le leagă sunt mai mari și nu permit deplasarea lor dintr-un loc într-altul, nu permit mișcări de translație și nici de rotație și din cauza asta solidele amorfe nu curg sau curg foarte încet. De pildă, bitumul curge, dar la temperaturi obișnuite foarte încet. Pentru a demonstra acest lucru, profesorul Thomas Purnell de la Universitatea Queensland din Brisbane a inițiat un experiment în anul 1927 punând bitum într-o pâlnie, așa cum vedeți în fotografie. În a doua fotografie, care a fost făcută în anul 1990, îl puteți vedea pe profesorul John Mainstone, care este custodele experimentului. Ei, cam o dată la 10 ani cade câte o picătură de bitum, ceea ce arată că, în general, corpurile amorfe pot fi considerate, de fapt, lichide cu viscozitate foarte mare. Dacă vreți să știți mai multe despre acest experiment, găsiți linkul în descriere. Corpurile amorfe nu au o temperatură de topire, un punct de topire, ci ele se înmoaie pe măsură ce le încălzim și devin tot mai fluide. Deci nu putem spune că la această temperatură a devenit lichid. Pentru că, încă o dată spun, ele pot fi considerate, de fapt, lichide cu viscozitate foarte mare. Cele mai cunoscute substanțe amorfe sunt materialele plastice și sticla. Să notăm!
În general, atunci când un corp solid se încălzește, își mărește volumul, fenomen numit, ca și în cazul lichidelor, dilatare. Fenomenul are loc pentru că atunci când crește temperatura, crește amplitudinea mișcărilor moleculelor, mișcărilor lor de vibrație din solid. Și atunci fiecare particulă din rețeaua cristalină are nevoie de mai mult loc, își face loc ca să poată să vibreze cu amplitudine mai mare. Și în felul acesta crește distanța medie dintre particulele din nodurile rețelei cristaline și solidul își mărește volumul. Formula care ne permite să calculăm volumul la o anumită temperatură este V, adică volumul, este V0, volumul solidului respectiv la 0 grade Celsius, lângă 1 plus gamma ori T, unde gamma este coeficientul de dilatare în volum, specific fiecărui solid, iar T este temperatura. Dar, pentru că solidele au o formă bine determinată, uneori, în funcție de forma solidului, este semnificativă doar dilatarea pe una sau două direcții. De pildă, în cazul sârmelor și barelor, este semnificativă doar dilatarea în lungime. Iar în cazul tablelor și discurilor, de pildă, ne interesează dilatarea în suprafață, dilatarea superficială. Și din această cauză avem nevoie și de coeficienți de dilatare în lungime, respectiv de dilatare în suprafață, de dilatare superficială. Ei se definesc în felul următor. Suprafața la o anumită temperatură, S, este suprafața la 0 grade Celsius, S0, lângă 1 plus beta ori T, beta fiind coeficientul de dilatare superficială, și L, lungimea la anumită temperatură, este L0, lungimea la 0 grade Celsius, lângă 1 plus alfa ori T, alfa fiind coeficientul de dilatare în lungime. Pentru a găsi relațiile dintre acești trei coeficienți, să ne gândim întâi că avem un pătrat, o tablă în formă de pătrat cu latura L. Atunci area pătratului va fi L pătrat. Dar L are expresia L0 pe lângă 1 plus alfa T, ceea ce înseamnă că area se va putea scrie L0 la pătrat pe lângă 1 plus alfa T la pătrat. Dar L0 la pătrat este area pătratului nostru la 0 grade Celsius. Așa că putem scrie S este egal cu S0 pe lângă 1 plus alfa T la pătrat. Și dacă comparăm această relație cu aceasta, observăm că 1 plus beta T trebuie să fie egal cu 1 plus alfa T la pătrat. Să ridicăm la pătrat. 1 la pătrat e 1 plus de 2 ori alfa T plus alfa pătrat ori T pătrat. Dar alfa are valori foarte mici. Este la cele mai multe corpuri solide cu valoarea în jur de 10 la minus 5 1 pe grad. Și asta înseamnă că atunci când îl ridic la pătrat, ajung la ceva de ordin de mărime 10 la minus 10, adică ceva ce poate fi neglijat. Și atunci observăm că 1 plus beta T este de fapt egal cu 1 plus 2 alfa T, ceea ce înseamnă că beta este aproximativ 2 alfa. Să mergem mai departe, să ne imaginăm acum că avem un cub cu latura L. Volumul cubului este latura la puterea a treia. Dar, din nou, știm că lungimea laturii se poate calcula cu relația L0 pe lângă 1 plus alfa T. Așa că avem V egal cu L0 la a treia pe lângă 1 plus alfa T la puterea a treia. Și dacă comparăm acum această relație
cu prima relație pe care am scris-o, observăm că 1 plus gamma t trebuie să fie egal cu 1 plus alfa t la puterea a 3-a. Ridic la puterea a 3-a, 1 la puterea a 3-a este 1 plus de 3 ori alfa pătrat t pătrat plus de 3 ori alfa t plus alfa la a 3-a t la a 3-a. Și atunci avem din nou niște termeni care îl conțin pe alfa la puterea a 2-a și chiar la puterea a 3-a, care din nou pot fi neglijați. Și observăm că 1 plus gamma t este egal cu 1 plus 3 alfa t. Ceea ce înseamnă că avem relația gamma este aproximativ 3 alfa. Așa că avem acum relații prin care putem calcula coeficienții pentru toate tipurile de dilatare. Din cauza fenomenului de dilatare, atunci când un solid se încălzește și nu este lăsat să se dilate, pot să apară forțe foarte mari. Și aceste forțe sunt forțe de tip elastic, așa că putem să folosim legea lui Hooke ca să găsim o expresie pentru aceste forțe. Legea lui Hooke spune că forța supra area secțiunii pe care acționează este egală cu modulul de elasticitate înmulțit cu variația lungimii supra lungimea inițială. Și de aici rezultă că forța este E ori S ori delta L supra L0. Și acum să revenim la dilatare. Noi știm că lungimea la anumită temperatură este lungimea la 0 grade pe lângă 1 plus alfa T, adică L este egal cu L0 plus L0 alfa T. Ceea ce înseamnă că L minus L0, care este delta L și care ne apare în legea lui Hooke, se poate scrie L0 înmulțit cu alfa înmulțit cu T. Dar ca să generalizăm, voi scrie delta T pentru a putea folosi relația noastră pentru o anumită variație de temperatură și nu doar pentru o variație de la 0 grade până la o anumită temperatură, pentru că această relație ne arată că variația lungimii cu temperatura este liniară. Deci pot să fac acest lucru. Și atunci, dacă delta L are această expresie și îl înlocuiesc în formula forței elastice pe care am obținut-o din legea lui Hooke, observați că L0 se simplifică și găsesc că forța care apare la dilatare este E ori S ori alfa ori delta T. Forța care apare din cauza dilatării, pentru că de fapt ea apare când nu lăsăm corpul să se dilate. Să facem o estimare a ordinului de mărime pentru o astfel de forță. De pildă, să presupunem că avem o bară din oțel, așa cum vedeți în desen, care se găsește între două corpuri care nu o lasă să se dilate. Oțelul are modulul de elasticitate cam de ordin de mărime 10 la a 11-a. Și să presupunem că area secțiunii
barei respective este 100 de centimetri pătrați. Deci, 100 parte dintr-un metru pătrat, adică 10 la minus 2 metri pătrați. Alfa este cam de ordinul 10 la minus 5. Și să presupunem o variație de temperatură de doar 10 grade. Deci înmulțit cu 10. Și observați că avem 10 la 11, 10, 10 la 12, înmulțit cu 10 la minus 7, avem un ordin de mărime de 10 la a 5, adică 100 de mii de newtoni. Și am presupus o variație de temperatură de doar 10 grade. Deci avem forțe foarte mari care apar atunci când nu lăsăm solidul să se dilate. Deoarece aceste forțe sunt foarte mari, trebuie să ținem seama de ele în construcții. De pildă, în cazul conductelor, trebuie să lăsăm loc pentru dilatare și putem face asta fie cu ajutorul buclelor compensatoare, așa cum vedeți în desen, fie cu ajutorul îmbinărilor compensatoare dintre două bucăți de conductă. Sau în cazul podurilor, de asemenea, trebuie să lăsăm loc pentru dilatare și de aceea structurile metalice ale podurilor, vedeți în desen, sunt puse pe cilindrii metalici pentru a permite dilatarea și contractarea în funcție de temperatură a acestei structuri metalice pentru a nu apărea forțele despre care am discutat. Plasma este o altă stare de agregare cu care ne întâlnim destul de des. Flacăra este plasmă, fulgerul este plasmă, gazele atunci când are loc o descărcare electrică prin ele sunt într-o stare de plasmă și așa mai departe. De fapt, la scala Universului, plasma este cea mai răspândită formă sub care se găsește substanța, pentru că stelele și gazul interstelar sunt alcătuite din plasmă. Caracteristic pentru plasmă este existența ionilor pozitivi și a electronilor liberi. Aceste componente apar fie prin încălzirea puternică a unui gaz, fie prin descărcări electrice în gaze, așa cum am mai spus. Ceea ce se întâmplă atunci când încălzim puternic gazul sau când producem descărcări electrice prin el, este că o parte, cel puțin, din atomii din care este alcătuit gazul, se transformă în ioni, se ionizează. Se transformă în ioni pozitivi și pierd electroni. Și atunci avem un amestec de ion pozitiv și electroni. Dar plasma poate fi parțial ionizată sau total ionizată. Cea parțial ionizată mai conține pe lângă ionii pozitivi despre care am vorbit și electronii liberi și atomi neutri și chiar molecule. Plasma din fulgere, din flăcări și din descărcările electrice în gaze este o plasmă parțial ionizată. Plasma total ionizată nu conține decât ioni pozitivi și electroni liberi. Și ea apare la temperaturi suficient de mari încât atomii și moleculele să nu mai fie stabile și toți atomii să se ionizeze. O altă clasificare care se poate face în cazul plasmei este cea de plasmă rece, în care avem ion și electron liberi, și plasmă caldă, care se formează la temperaturi atât de mari, încât nici măcar nucleele nu mai sunt stabile. Așa că avem un amestec de protoni, neutroni și electroni. Plasma caldă, numită și termonucleară, se găsește, de pildă, în nucleul stelelor. Vedeți acum un scurt material video în care apare cea mai apropiată stea de noi, Soarele, și puteți observa plasma din straturile lui exterioare, care sunt numite fotosferă și coroană. Puteți vedea de asemenea o diagramă a structurii Soarelui. Plasma termonucleară se găsește în miezul Soarelui, în nucleul lui, acolo unde temperatura este de peste 15 milioane de grade Celsius sau Kelvin, la asemenea valoare asta nu mai contează. Pentru că metalele sunt alcătuite din ioni pozitivi și electroni liberi,
ele pot fi considerate în anumite privințe ca plasmă solidă. În ultimul curs de termodinamică și fizică moleculară voi vorbi despre transformările de fază. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!